Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre... Îndrăgostiți din interes episoadele 76,77, rezumat, după ce Ruia își revine, Ozan și Esra o întreabă ce s-a întâmplat cu ea. Ia-i minte că a fost lovită de o mașină când venea spre casa lor pentru a-i aduce lui Ozan un raport de la serviciu, Ozan o duce la spital pentru a-i se pansa rănile, iar mai târziu o duce la un restaurant, fiindcă Ruia i-i de înțeles că nu a avut timp să mănânce și de aceea a leșinat, a doua zi, la companie. Ruia o aude pe Esra când îi spune lui Zeynep că în acea seară vrea să pregătească o cină specială pentru a-l impresiona pe Ozan. Știind că Esra este geloasă pe Leila, Ruia stabilește o întâlnire pentru Ozan și Leila la un restaurant, apoi o sună pe Esra și îi spune că Ozan va întârzia acasă fiindcă a trebuit să meargă la o cină de afaceri cu Leila. Esra se supără foarte tare pe el, dar nu îi spune nimic lui Ozan. Ozan găsește un investitor pentru companie. Acesta are o condiție ca Ozan să fie de acord ca nepotul său Efe să lucreze cu el la companie. Când Efe vine la companie, Esra este plăcut surprinsă să-și revadă vechiul prieten cu care a lucrat împreună la Londra. Ozan este gelos pe Efe, Elif și Eco vor să divorțeze. Ozan și Esra încearcă să-i convingă să nu se despartă, Baris o roagă pe Ruia să-l ajute fiindcă are mari probleme financiare. El îi cere să-l ajute să intre în casa lui Ozan pentru a fura. Ruia se opune la început, dar el o amenință că îi va spune totul lui Ozan. Seara, când Ozan și Esra se întorc acasă, sunt surprinși când aud zgomote și văd lumina aprinsă.